Hei, salutări, sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și probabil foarte multă lume întreabă ce se întâmplă cu Aro 240. Din păcate, transporturile întârzie, dar cu siguranță mergem mai departe, atâta că avem această mică întârziere pe care, din păcate, nu o putem influența. În orice caz, să știți că suntem alături de toți clienții noștri și cum avem ceva informații, revenim cu noutăți. Să sperăm că încet, încet ajunge și acest transport și putem continua macheta Aro. Totodată, din nou, eu împreună cu colegii mei de la magazin ne cerem scuze pentru această întârziere. Din păcate, este o forță majoră pe care, cum am spus, nu o putem influența. Totul depinde de transporturile din lume și, cum bine știți, e un haos total pe importuri și pe materiale în perioada aceasta. Totodată, noi vom continua mai departe cu elicopterul nostru și, desigur, vom începe și Titanicul. Ca să nu mă mai chinui cu lipiciul și cu bătutul cuielor, am cumpărat această mașină de capsat, este 50 de lei și probabil că își va face efectul corect cum trebuie. Până atunci vă salut și ne vedem curând cu Titanicul.